Membru important din sânul PNL Vâlcea și-a depus adeziunea la PSD în prima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Fostul secretar executiv al biroului permanent județean al PNL Vâlcea, Gianni Man, a luat această decizie după ce a văzut că nu se mai regăsește în strategia liberalilor, spunând că s-a simțit îndepărtat de liberali în ultima perioadă. Astăzi am luat o decizie fermă, întrucât organizația în care am muncit și am activat mai mulți ani s-a îndepărtat de oameni. Practicând o politică anormală și probabil care nu mai este în slujba cetățenilor. Am decis să plec din PNL, unde am fost membru activ și am activat mai mulți ani din viața mea. Am avut mai multe funcții, am fost copreședinte la Comisia de Transporturi, secretar executiv în cadrul biroului permanent județean, consilier local al localității Voineasa. De pe această funcție, sau de pe aceste funcții, vreau să vă fac cunoscut că mi-am făcut treaba foarte, foarte bine și în momentul în care am simțit că Partidul Național Liberal se depărtează de interesele pe care electoratul și oamenii le-ar avea față de problemele lor curente, am decis să mă alătur unei alte echipe. Îl cunosc pe domnul Rădulescu de mai mult timp. Și împreună cu dumnealui vrem să ne angrem într-un nou proiect politic, astfel încât să putem construi împreună pentru logica binelui și a lucrurilor care este bine să le facem cât mai bine și cât mai corect. Gianni Man a semnat adeziunea către PSD chiar în sediul Social-Democraților Vâlceni, în prezența președintelui organizației județene, Constantin Rădulescu. Nu este o achiziție, eu știu pe Gianni Man de foarte mult timp și am fost în anumite campanii electorale, în toate campaniile electorale, pe zona de nord a județului, eu m-am întâlnit cu Gianni Man, am fost, ca să zicem așa, competitori, dar niciodată n-am devenit dușmani. Pentru că eu cred că n-am devenit dușman cu niciun competitor politic, nu cred că m-ați auzit să atac la persoană sau să fac rău cuiva din considerente politice. Consider că noi, cei care suntem și facem politică astăzi, trebuie să arătăm oamenilor că facem politică și încercăm să facem și administrație în logica binelui, adică pentru oameni. Dacă reușim să construim în logica binelui și reușim să schimbăm calitatea dialogului între noi, atunci este foarte important. Am avut tot timpul un dialog extrem de civilizat și o relație foarte bună cu Gianni Man. Astăzi, pentru mine este o onoare că a ales, este secretar al biroului permanent județean al PNL, este membru al Comisiei pentru Transportul și Infrastructura al PNL, Gianni Man, așadar nu e oricine, n-a venit oricine la noi în PSD. Eu l-am recomandat și îl recomand cu căldură, îl cunosc, îi cunosc și familia, îl știu de foarte mult timp, iar faptul că a ales PSD, pentru mine este o plăcere, un om tânăr, un om de viitor și cred, repet, că politicienii trebuie să gândească și să construiască în logica binelui pentru oameni, până la urmă, pentru că de asta suntem aici. Oamenii s-au săturat de scandal, oamenii s-au săturat de lipsă de toleranță. De profesie inginer și economist, Gianni Man a fost președinte în Comisia de Transporturi și Infrastructura PNL și secretar executiv în biroul permanent județean PNL Vâlcea. De asemenea, este și consilier local al comunei Voineasa, însă probabil își va pierde sprijinul politic după transferul la PSD. Gianni Man este președintele Consiliului de Administrație al SC Prel CTSA și administrator la o firmă privată.